Zi importantă așadar în dosarul colectiv. Judecătorii ar trebui să decidă astăzi dacă vor introduce statul în acest dosar pentru plata prejudiciilor. În acest caz s-au constituit părți civile 139 de persoane, 11 spitale și 5 instituții, dar judecata pe fond nu a început încă, la mai bine de 2 ani de la producerea tragediei. Colega mea Corina Matlinski vine cu mai multe informații. Corina, bună dimineața! De ce se mișcă atât de greu lucrurile? Bun găsit, Nadina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Până acum au tot fost amânări din cauza viciilor de procedură și la ultimul termen spunea judecătorul că nu s-a îndeplinit procedura de citare a familiei victimei din Italia, dar tot la termenul trecut s-a trimis și o adresă către Ministerul Finanțelor cu privire la cererea DNA pentru ca statul să intre în acest dosar ca garant pentru plata despăgubirilor. I-am văzut deja aici în această dimineață pe câțiva dintre părinții victimelor de la colectiv. Vor fi aici și patronii, dar și Cristian Popescu Piedone, și spun asta pentru că ei trebuie să fie judecați pentru abuz în serviciu, respectiv ucidere și vătămare corporală din culpă. Tot astăzi se judecă și o cerere a unuia dintre patroni, vrea să părăsească țara, însă are nevoie de acordul judecătorului, asta pentru că ei încă sunt sub control judiciar. Noi rămânem aici.